fii prezenți, cât de mult, cât de adânc, cât de real, ca și perioada trecută, Dumnezeu va cerceta și va cunoaște în amănunțime și în adâncime acest lucru peste 4 ani. Unde vom fi noi în această perioadă? Sperăm să fim în primul rând la altar. De unde vin toată darea și tot darul și toată puterea în lucrarea noastră? Sperăm să fim în școală, în diferitele ei componente, căci acolo se pregătește ziua de mâine. Sperăm să fim alături de cel în nevoie, căci numai așa îl vom avea pe Dumnezeu alături de noi. Sperăm să fim în apărarea familiei, căci aici este miza dispariției sau supraviețuirii noastre. Acestea toate vom încerca cu mila lui Dumnezeu să le facem împreună. Preoții de la parohie, călugării și călugărițele din Sfintele Mănăstiri, membrii adunării eparhiale aici de față, culorul lor specific, ostenitorii de la centrul eparhial, alte entități și organisme care fac parte din trupul Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia Iașilor.